fraților noștri pentru această mărturisire din inimă, pentru dragostea pe care au avut-o. Pentru mine personal a fost un moment deosebit și ceea ce v-am împărtășit dincolo de cuvinte este anumită stare, stare de dragoste și comuniune a Părintelui Duminică Stăvinoi. Urmează partea a doua, să zicem, a acestei serii de priveghere Părintele Duminică Stăvinoi. Avem încă două grupuri corale, pe lângă grupul coral Ștefan cel Mare și apoi vom alterna corurile cu poezii recitate de actori, poezii religioase de tipul Crainic sau Maica Zorica Lascu.